Deixa bem emagrecer pra cá. Tinha esse canal do YouTube. În acest video am să facem, o să putem scrie aici ca să putem să vedem mai bine mașina. O să vă spun acum povestea mașinuței acestea. Păi era într-o zi în care mă plimbam pe afară. Eu și cu cățelușa și cu părinții mei și între timp am găsit pe jos această mașină. Nu, pe un trotuar cu cărămidă. Nu știu cum să vă explic mai bine. Și mașina asta arăta cam în sensul că nu avea parbriz. Era îndoită de tot nu, această rama pentru parbriz. Lipsea cu trei cauciucuri. Trei roți cu tot cu cauciucuri. Lipseau trei roți și doar două roți avea. Da. Și nici rata de rezervă nu avea. O să vă arăt, da, am luat-o, am curățat-o, am spălat-o și m-am gândit așa în primare să îi ofer o casă aceste machete și să fie pe mâini bune și sper că i-am oferit acest lucru. Să vă arăt în acest video, m-a mai salvat un pony. Și, dar, să începem să vă explic, deci da, deci cam asta este povestea. O să vă arăt imediat ce am mâncat la ea. O să sper să vă placă și da, deci prima dată haide să vă explic. Păi. O să deschid capota să vă explic pe bagajul. O să deschid pe bagajul ca să vă pot explica. Deci, aceasta era roata de primele roți. Da, de aici. Și n-avem roata de rezervă și am zis să o pun aici, cea originală. Și am pus roata ei originală aici. Și acum are roata de rezervă a ei. Bineînțeles, lipită cu silicon și pus așa frumos. Bun. Mi-am matriculat valoarea aia dinainte. Asta nu e o modificare la număr. La roți. Roțile sunt luate de un tractor. Acestea. Nu se vârf, dar așa de decor se prind bine și nu pică. Chiar destul de bine se mișcă și cu această direcție. Care să fie mă prea descurc de bine. Dar din câte mă duc aminte era cumva și puteai face așa. Dar decât să rup ceva nu mă descurc. Ca să arăt că direcția este activă. Deci roțile din față sunt luate de un tractor de plastic. Ca și acela am mai mult pentru piese. Că lipsea multe de pe el, pe tractor. Bun. În partea aceasta roțile sunt de regulă, le-am găsit pur și simplu pe jos și am zis că le-am spălat și le-am rostui și găurite cumva, adică găurite lipite și foarte tare le-am lipit. Păi acum cât de cât stau și observați acum că sunt ca și cum ar fi rede și mai mare un pic. Se deschid și ușile. Și aici vă pot explica. Deci rama aceasta, observați aceasta, era foarte îndoită înainte. Și după ce am îndreptat cu creștere, bineînțeles cu ajutorul mamei, am îndreptat cu creștere aici, cu un creștere special. Și cum observați că e normal și zici că a fost a ei. Da? O să revenim mai târziu și eu la parbriz ca să vă explic cum am făcut și eu acel parbriz improvizat. Înainte o nimic schimbat, avea și acel plastic, dar din păcate lipsea, foarte multe chestii lipsea de pe ea. Deci îți vreau să mișcă cam în gol, deci nu am. Ușa asta nu se închide, e tanș, trebuie să o tântești de obicei, o să se poată închide. O să vă arăt acum, nu se închide. Ușa asta are mici probleme.
posibil poți mai folosit-o. Nu, nu se închidem. Uite acum. Bun. Aici, în partea aceasta, nu avea un stop. Nu știu dacă se vede. Acum încerc. Deci, în partea aceasta lipsea un stop și am făcut cu o jură roșie și acum vedeți că exact ca ei și peste ce vă obiceam ca să se ca să fie la fel, am dat cu aceeași o jură cu ea. Mașina n-avea bară de protecție, așa că dintr-un bandă cromat, un fel de bandă cromată, cu șuruburi prinsă, ca să nu pice, observați acum că stă foarte bine și arată de zici că este a ei, ceea ce bine. Din păcate lipsește motorul și capota, dar asta este, nu mă deranjează. Și aici m-am folosit de niște pioneze ca să astup acele căuși. Da? Uitați să pare că scaunele se rabatează, da? Un detaliu greu de găsit. Machetă de asta știți ce e scumpă. Bun. În partea aceasta tot așa roata de vehicul și aici tot așa de un tractor roata. Da, dacă vreți puteți să vedem și așa. Pacota de maișto. Da, v-am spus că ușa asta o închide mai proastă și trebuie să tântim. Pic mai greu până când se desface contactul ăla. Acum s-a închis. Da. Hai să vă explic. Ca să fac un fel de parbriz, m-am folosit de o sticker de la suc. Și pe atunci mă duc cu mici suc, nu fac reclamă, dar vă spun. La un suc, sticker de aia, știți cum e șrepsul, șchepsul, cum s-o numi sucul ăla. Da, și observați că zici că e a ei. Ca să vedeți aici, se vede mai bine parbrizul improvizat. Da? Deci vedeți? E așa, în fel, prins cu silicon și prins de ramă. Foarte bine ca să nu pice, că e făcut dintr-o stică de plastic și se pare. Și observați că stă foarte bine. Da? Da. Nu pot să întorc prea mult cu spate, dar puteți observa și detalii de aici. La un 18, făcută de maișto, un Volkswagen grăbită din 1957. Da? Sau 59. Nu pot să întorc în momentul de față cu un dovesc, pentru că nu vreau să... Da? Deci da. No, și cam asta este prezentarea acestei machete. Da, salvată de mine în totalitate, deci e 100% restaurată și da. Și majoritatea din ce lipsea, observați că acum nu mai avem probleme. N-am ce să-i fac la partea de lipsă motor, chiar n-am ce să-i fac ca eu așa o las. Că nu am ce să-i fac, dar în mare parte eu sunt mulțumit de tot rezultatul, așa că nota 10 este pentru instalarea acestei machete și sper că vă place și vouă. Mie îmi place automul cum a ieșit și vă spun că merită, deci încă o dată, deci face automul cum se deschide, știi? Din metal. Nu știu, cam asta a fost și cu acest video, uitați dacă v-a plăcut să apăsați acolo butonul de like. Ar vrea să strângem 7 like-uri sau 9 like-uri, acum este sub aprecierea voastră și da, cam asta e. Bye!